Un alt text, deci cum spuneam, la Isaia Pusnicu, intră iarăși în detalii despre cum anume se înfrânează cineva. Și iată ce spune. Ia aminte la tine cu amănunțime. Și Isaia Pusnicu, și Filotei Sinaitu, și Isihie Sinaitu, și Diadoh al Foticei, și Sfântul Ioan Scăraru, și Isaac Siru, Sfinții Sirieci și Sfinții Sinaitici au fost foarte atenți la trezvie și la liniștire. Și au spus că viața duhovnicească fără trezvie, fără supravegherea de sine și fără o anumită liniștire, care înseamnă o distanță față de lume, nu e posibilă. Pentru ei, centrul întregii activități de despătimire se ordonează începând de la isihie și trezvie. Și pe aceste două soluri foarte bune se însămânțează rugăciunea, care cu adevărat este resimțită atunci ca legătură sau înfățișare înaintea lui Dumnezeu. Deci, iarăși, la Isaia Pusnicu găsim același lucru. Ia aminte la tine cu amănunțime ca, precum te depărtezi de fapte viclene, așa să te înfrânezi și de la pofta ochilor și a auzului, a gurii și a pipăitului, ca să ai ochii întotdeauna privind atenți la tine și la lucrul tău de mână. Gândiți-vă că n-avem timp, dacă facem scurte paranteze, cum arată lumea de astăzi, că este exact pe dos față de ceea ce ni se recomandă pentru viața duhovnicească, pentru că în viața lumii contemporane, tocmai asta trebuie să facem. Adică să nu ne înfrânăm de la pofta ochilor, de la auz, de la cea a auzului, de la cea a gurii și de la cea a pipăitului. De aceea se și continuă programele de televiziune până noaptea târziu și rulează câte 15-20 de filme în oraș în orice moment și avem zeci de posturi de radio care așteaptă să fim ascultătorii lor, promițându-ne recompense financiare dacă putem fi fideli câteva ceasuri ca să răspundem la niște întrebări de tipul ce s-a difuzat între 8 și 9 și despre ce artist am vorbit la 9 și 5. Toate acestea ne arată că societatea de consum vrea simțurile noastre, iar viața spirituală ne spune că trebuie să le păzim. Deci cumva viața interioară sau viața spirituală presupune o altă poziționare față de cursul firesc al lumii de consum.